Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. S-a decis alocarea 200 milioane de lei pentru a veni în sprijinul fermierilor afectați de crize în anul 2022. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de guvern. Premierul Dorin Grecian a subliniat importanța implicării întregii societăți în sprijinirea acestor agricultori în vederea depășirii dificultăților. Vom aloca cei 200 de milioane de lei fermierilor. Asta este un efort pe care societatea, toată societatea, toate pădurile sociale îl depun pentru ca să ajutăm pe cei care anul trecut au avut și anul ăsta au pierde. Este un efort necesar. Agricultura beneficiază de subsidiere masivă de peste 1.700.000 de lei anual și noi ne dorim ca gradual agricultura să devină tot mai tehnologizată și mai puțin vulnerabilă la diferite probleme care vin din exterior. Aproximativ 3.000 de mici fermieri care au suferit pierderi semnificative la culturile de grâu, orș și rapiță vor beneficia de acest sprijin financiar. Recent, Asociația Forța Fermierilor a organizat proteste. În urma ultimei ședințe cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, aceștia nu au ajuns la un numitor comun. Asociația cerea alocarea cel puțin 350 de milioane de lei pentru subvenții, aducerea din România 4 tone de motorină și stabilirea prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a moratoriului la achitarea penalității și dobânzilor față de creditori. Forța fermierilor menționează că autoritățile nu conștientizează situația gravă din agricultură și operează cu cifre eronate. În acest context, fermierii solicită ca cel târziu săptămâna aceasta să fie organizată o întrevedere cu prim-ministrul Dorin Recean pentru soluționarea urgentă a tuturor problemelor din sector. Bogăția culturală, potențialul enorm și conexiunile puternice pe care le reprezintă diaspora moldovenească au fost scoase în evidență în cadrul unui eveniment dedicat cetățenilor noștri plecați peste hotare. În perioada 18-19 august, la Chișinău a avut loc Zilele Diasporei. Astfel de întruniri aduc plus valoare comunității noastre, dar și posibilitatea de a cunoaște poveștile de succes ale moldovenilor. Noi sperăm că acest eveniment este util pentru cetățenii noștri, pentru că au ocazia să adreseze întrebări concrete, întrebări care, pe care le au ei direct miniștrilor, președintelui țării, șefilor de agenții, să vină cu soluții pentru anumite probleme, să discutăm progresul de la un an la altul, așa cum am vorbit un pic mai devreme. În anul care a trecut am reușit să îmbunătățim calitatea serviciilor consulare, să reducem costul acestor servicii consulare. Pentru noi, revenirea acasă a oamenilor din diaspora este o mare bucurie, așa cum este pentru familiile lor. Evenimentul a fost un prilej minunat pentru a putea face cunoștință cu oameni precum Irina Burlacu de Paoli, care este autoarea jocului de Mobility Era Board Game. Acesta este un joc de masă educațional și o aplicație care vă va îmbunătăți cunoștințele financiare prin utilizarea statisticilor oficiale și a unor fapte amuzante despre viață. Acest joc este folosit de educatori și elevi din peste 40 de țări, afirmă autoarea. Cu siguranță sunt foarte benefice și foarte binevenite. Personal, cred că acordarea atenției din partea statului către cei plecați peste hotare este un mod de a arăta pacea față de ei. Mă refer la anume că multă lume care a plecat se simte cumva dezamăgită, anume din acest motiv deseori lumea pleacă și prin astfel de eveniment se stabilește un fel de reconciliere, după părerea mea, între persoanele plecate și statul nostru. Am creat un joc de masă, un joc educațional, prin care doresc să transmit poporului nostru și altor popoare europene ideea statului bunăstării, prin care în timp ce avansăm în viață, contribuim la statul bunăstării prin acțiunile noastre și apoi avem și un anumit sprijin.
Nici domeniul frumosului nu poate fi trecut cu vederea. Veaceslav Șalaru este unul dintre pictorii remarcabili cunoscut la nivel mondial. Cu toate acestea, gândul lui de-a lungul anilor a fost mereu la Baștină, la țara lui dragă, Moldova. După mai multe încercări de a-mi dezvolta talentul aici în Moldova, ce au ieșuat, din păcate, am fost nevoit să emigrez în Irlanda, unde, apropo, talentul meu a fost și este apreciat, părerea mea, destul de mult. Și ajungând în Irlanda, după câteva expoziții, am căpătat titlul de membru a artiștilor plastici din Irlanda și vreo lună în urmă am devenit membru a Academiei Mondiale de Artă. Vând lucrări în circa 40 de țări, mă bucur de succesul meu și familia mea se bucură, prietenii se bucură pentru mine și îmi pare bine că am ajuns în țara care îmi dă oportunități de a mă dezvolta. Dar, să fiu sincer, gândul mi-a fost și este mereu la Baștină. Vreau să mă întorc acasă. Pe lângă țara lui dragă, la care se reîntoarce mereu cu drag și dor, Alexandru Sârbu și-a dezvoltat o afacere în afara țării, tocmai în Statele Unite ale Americii. Însă cu acest frumos prilej de a se întâlni cu moldovenii de pretutindeni, Alexandru a participat și în cadrul congresului. Eu sunt moldovean stabilit în Statele Unite ale Americii de 9 ani de zile. Am venit în special pentru congres. În Statele Unite avem câteva afaceri. O afacere este în domeniul evenimentelor, o altă afacere este un restaurant moldovenesc pe care îl avem în statul California. Dar unul din lucrurile mai frumoase pe care noi credem că îl facem în Statele Unite este vorba de convenția moldo-americană pe care eu și împreună cu echipa care suntem o organizăm anual. Sunt foarte binevenite. Spuneam, eu sunt pentru prima dată la Congresul Diasporei. Sper să fie cu rezultat, sper să oamenii să ia cât mai multe informații și să aducă rezultate bune, pentru că asta se fac astfel de evenimente. Zilele Diasporei sunt organizate anual în luna august de către Guvernul Republicii Moldova. Evenimentul are drept scop promovarea dialogului între diasporă și țară, precum și mobilizarea cetățenilor de pretutindeni. Procesul de amalgamare a primăriilor este tentant, dar nu a fost gândit până la capăt, susține președintele raionului Glodeni, Ion Cojocari. Alesul raional a declarat că autoritățile centrale nu s-au gândit la cetățeni și la problemele cu care aceștia se vor confrunta dacă nu li se vor crea toate condițiile necesare până la demararea procesului. Este clar că, adică, într-o localitate deja nu va mai fi primărie. Ce va rămâne acolo? Inițial, din start, nu poți să scoți toate instituții, toate serviciile de acolo și să duci și să spui că de mâine vă duceți în localitatea X când tu încă nu ai pregătită infrastructura, nu ai drum, nu ai acel mijloace de transport public ca să poți să asiguri oamenilor de localitatea X să deplaseze în localitatea Y. Potrivit proiectului de lege votat deja în Parlament, procesul amalgamării voluntare va începe în anul 2024. Comasarea benevolă a localităților va fi consultată cu autoritățile publice locale și cu cetățenii, iar entitățile care vor accepta vor primi sprijin financiar din bugetul de stat. Această amalgamare este tentantă deoarece autorii legii, adică actuala guvernare, a venit cu această ofertă pentru localitățile. Localitățile care se amalgamează vor beneficia de anumite alocări financiare suplimentare, destul de consistente, așa cum am înțeles, care vor veni și vor servi ca investiții în infrastructură, în drumuri, în rețea de apă, de canalizare, iluminat public, amenajarea spațiilor de joacă pentru copii, reparația instituțiilor de educație timpurie, reparația școlilor. Însă, cu părere de rău, trebuie să constatăm că puțini s-au exprimat dorința, puțini primării s-au exprimat dorința ca să participe la acest proces și mai mult ca atât, din explicațiile care le avem de la autorități, de la autorii legii, această lege va intra în vigoare doar din anul 2024. Proiectul de lege cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale a fost elaborat de Cancelarea de Stat în cooperare cu partenerii de dezvoltare, fiind partea strategiei de reformă administrației publice pentru anii 2023-2030.
Amalgamarea voluntară va fi sprijinită financiar de către guvern. Potrivit proiectului de lege, vor fi alocați bani timp de 7 ani pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru susținerea bugetelor localităților amalgamate. În prezent, Republica Moldova numără 898 de primării, dintre care 300 au în gestiune un număr mai mic de 1500 de locuitori. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp Selecția a încheiat cu succes recoltarea semințelor de seclă pentru zahăr și furaj în cadrul sezonului agricol curent, folosind metoda directă de cultivare. Această abordare inovatoare a permis reducerea semnificativă a cheltuielilor până la 3-4 ori comparativ cu metoda indirectă tradițională. Cu ajutorul acestei metode, Institutul a reușit să obțină până la 2,3 tone pe hectar de semințe de o calitate biologică înaltă. Procesul de cultivare prin metoda directă implică însămânțarea în toamnă și iernarea plantulelor în câmp. Specialiștii au determinat că termenul optim pentru semănat este cuprins între 25 august și 5 septembrie. Prin însămânțarea în sol pregătit anterior la o adâncime de 3-4 cm și menținând o distanță constantă de 45 de cm între rânduri, s-a obținut un randament semnificativ. Recoltarea semințelor s-a desfășurat în mod mecanizat cu rezultate notabile. În acest sezon, Institutul Selecția a produs semințe de seclă pentru zahăr de soiul Victoria pe o suprafață de 2,85 de hectare și s-a concentrat pe seclă furajeră Ciugur pe 1,2 hectare. Această abordare directă de cultivare a semințelor de seclă se dovedește tot mai eficient în contextul schimbărilor climatice din ultimii ani, care au adus ierni mai blânde, favorabile pentru iernarea plantelor în câmp. Cartea de vizită a fiecărui apicultor o reprezintă calitatea mierii pe care o produce. De asemenea, informațiile pe care le deține inclusiv despre fiecare polen colectat din flori. Ziua apicultorului tradițional se sărbătorește la data de 19 august, în fiecare an. În afară de târgurile organizate în scoarul catedralei, apicultorii organizează și unele seminare informative. Anul 2023 pentru apicultori este un an cu încercări, cu multe încercări și cu multe provocări. Cât privește calitatea mierii, mierea la noi de an de an este de o calitate foarte bună. În principiu, față de anul trecut, este un pic mai bine. Cât privește piețele de desfaceri, pot să vă comunic că avem practic un colaps, spunem așa, al exportului de miere. Cerință este, însă nu este preț. Este un preț foarte derizoriu. La moment, din câte cunosc, este un contract cu Italia, dar este pe o cantitate destul de mică, care nici câteva procente nu acoperă din mierea, care sperăm noi că o avem în stoc. Și vreau să accentuez că mai avem încă miere, o bună parte de miere din anul trecut, care nu a fost exportată. Roada din acest an la miere este una pe cât de frumoasă, pe atât de bogată, susțin unii apicultori. În același timp, datorită târgurilor dedicate domeniului, albinarii au posibilitatea de a-și promova și vinde produsul autohton produs cu drag. Dacă e să vorbim din punct de vedere a calității, este un an bun, desigur. Avem o roadă frumoasă de miere, luând toate sorturile de miere care le-am obținut până acum. Mai puțin benefic din punct de vedere a prețului de vânzare. Mierea noastră tradițională, mierea de salcâm și mierea de mai, primele tipuri de miere pe care le extragem în sezonul de primăvară, după care miere de tei, mierea aceasta aromată, anul acesta a fost benefic pentru mierea de tei și mierea polifloră, bineînțeles. Fiecare cumpărător care vine la astfel de târguri este întâmpinat de câte un apicultor cu experiență vastă în domeniu. În același timp, cumpărătorii beneficiază și de sfaturi utile. Calitatea mierii depinde de localitate, deci și de același apicultor. Deci să nu fie albina hrănită cu antibiotici, tratată, mai bine spus tratată, că albinele toți tratează ca și oamenii, da? Sunt produse, care, medicamente, care ele nu lasă reziduri în miere. Anul ăsta e miere foarte multe, am strâns maiu, am strâns rapița, am strâns salcâmul, poliflora și levântica. Cumpărătorii sunt diferiți, deci mierea de salcâm o cumpără oamenii diabetici, oamenii mai în vârstă și tineri o cumpără, e socată regina mierii.
miere de sălcăm sau caterigina miere, o cumpără. E, adică e mai benefică pentru mamele care alăptează. Mierea polifloră socoate una dintre cele mai bune miere. Deci, din punctul meu de vedere ca apicultor, deja e conținut, e polinizată, deja conține foarte multe microelemente, foarte multe vitamine. Apicultorii au păreri diferite ce ține de cantitatea mierii produse în acest an, însă acest lucru nu îi împiedică să iasă la târg pentru a-și vinde produsul. Practic, toți cumpărătorii mai mult aleg mierea lichidă, cea care nu se cristalizează din cauza aceasta, din start, când mierea iese, mai mult se cumpără de la început. Dar dacă vorbim de soiul de miere, cred că mierea de sălcăm, dar cei ce cunosc într-adevăr, adică care miere este bună, poate să cumpere și mierea de hrișcă, pentru că ea e foarte bogată în vitamina D și vitamina C. Avem în felul următor, avem mierea de sălcăm, iată așa, este deci mierea de hrișcă, cum am mai spus precedent, așa mierea de mai, deci este amestecat. Produs este cocktail apicol, deci în el este inclus, sunt incluse patru elemente, lăpșori de matcă, propolis, sporin și deja mierea de sălcăm. Pe lângă comercializarea mierii, unii apicultori mai confecționează manual și lumânări din cera naturală. Acest lucru contribuie foarte mult la îmbunătățirea calității aerului, cât și la aromatizarea încăperilor. Avem mai multe tipuri de miere. Anul acesta a fost un an foarte bun pentru noi. Facem lumânări din cera naturală, tot sunt handmade, diferite arome, diferite culori. Da. Și nu elimină fum, nu sunt toxice, purifică aerul, chiar și pentru sistemul respirator sunt foarte benefice. Tradițional, Moldova produce anual circa 5,5-6,5 mii de tone de miere și exportă în jur de 3500 de tone. Preponderent, mierea se vinde în gro, neambalată și ajunge în țările Uniunii Europene. Specialitățile din sănătatea publică sunt mai puțin atractive pentru tineri. În acest an au fost ocupate doar 12 din cele 30 de locuri disponibile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Asta nu înseamnă însă că toți tinerii vor merge să lucreze în domeniu. Epidemiologul Oleg Cebotar, care a finalizat studiile în 2016, povestește că din cauza salariului mic a refuzat să muncească în sănătatea publică, deși legea îl obligă să profeseze cel puțin 3 ani. În 2016 cred că începea de la 1500 de lei salariul unui medic specialist în domeniul sănătății publice. Clar că după cheltuieli, necesități, cerințele unui tânăr specialist, gaz, transport și alte cheltuieli, nu prea reușeam să fac față. S-a angajat doar după ce Ministerul Sănătății l-a dat în judecată. În 2019 am revenit în funcția de medic epidemiolog în secția controlul maladiilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică. Respectiv, a fost o perioadă de adaptare, lucru de teren, activitate practică, specificul activității în comunitățile rurale. Ulterior a dat buzna și pandemia peste noi, care a fost o practică bună de mobilizare, de lucru în echipă. CSP Hâncești are în subordine centrele de sănătate publică Cimișlia, Leova și Basarabeasca. Aici sunt angajate 65 de persoane, dintre care peste 70% sunt pensionari. În nordul Moldovei se apropie momentul recoltării cartofilor cu măturare târzie, semnalând un randament bun în ciuda îngrijorărilor cauzate de vremea caniculară din a doua jumătate a verii. Fermierii afirmă că ploile abundente din luna august au avut un impact pozitiv asupra culturilor, transmite istfruit.com. Prețurile cartofilor au suferit o scădere constantă în ultimile săptămâni, ajungând la 9 lei kilogramul pentru soiurile noi și 10 lei kilogramul pentru cele autohtone. Aceasta reprezintă o scădere semnificativă față de verile din ultimii 5 ani, când prețul atinseseră 16 lei kilogramul. Inițial, exportul de cartofi moldovenești în regiunile de sud-est ale Ucrainei a avut un impact pozitiv asupra prețurilor interne. Totuși, campania de recoltare din Ucraina a dus la o scădere drastică a prețurilor în piața moldovenească. Întrucât exporturile de cartofi în Ucraina au scăzut, Moldova se confruntă cu un nivel relativ ridicat al prețurilor în luna august. Aceasta este rezultatul gamei limitate de produse de la fermieri,
și preocupărilor legate de secetă. Suprafața de cultură cu cartofi în sudul și centrul Moldovei a înregistrat o scădere de 10-15% ca urmare a primăverii târzii. Experții prognozează că odată cu creșterea ofertei de cartofi în luna august, prețul mediu în gros pentru cartofi de calitate obișnuită ar putea ajunge la 4-5 lei kilogramul. Cu toate acestea, rămâne o incertitudine cu privire la evoluția prețurilor pe termen scurt și posibilă repetarea scenariului de anul trecut, când prețurile au scăzut semnificativ în urma importului de cartofi ieftini din Ucraina și exportului de ceapă moldovenească în țările vecine. Soiurile de grâu și orz de toamnă dezvoltate de Institutul de Cercetare și Creație în Culturile Selecția continuă să impresioneze prin potențialul lor de producție și competitivitate, în comparație cu soiurile importate. Soiurile precum Meleag, Talisman, Savant, Numitor, Aport, precum și cele noi Tiras, Simbol, Odor și Rândunica, demonstrează o calitate biologică superioară. Cu privire la orzul de toamnă, au fost create soiuri de calibru, printre care Radana, Auriu, Scânteia, Excelent și Tezaur. Unul dintre soiurile cu potențial de producție înalt este Meleag, care servește ca și punct de referință în Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor. În acest an, producția sa de boabe a atins 6,05 tone la hectar în testările comparative. Soiurile Tiras și Odor au înregistrat producție de 6,08 și respectiv 6,48 tone la hectar. Soiurile Odor și Rândunica au înregistrat cel mai înalt nivel de producție, atingând 6,34 respectiv 6,10 tone la hectar într-o experiență de testare în producție. Soiurile străine din România, Rusia și Europa nu le-au depășit după nivelul de producție pe cele autohtone. În ceea ce privește orzul de toamnă, soiurile autohtone au evidențiat o productivitate medie de 4,41 tone la hectar în comparație cu cele din Ucraina și Rusia. În anul 2023, producția de orz de toamnă a atins 5,27 tone la hectar pe terenurile experimentale ale Institutului. Oficiul Național al Viei și Vinului organizează pe 25 august conferința națională cu genericul Particularitățile Recoltei. Evenimentul se va desfășura la sediul Digital Park din capitală și va fi dedicat recoltei de struguri din acest sezon. În cadrul conferinței se vor desfășura discursuri și sesiuni interactive susținute de persoane notori din industria vitivinicolă și agricolă. Astfel, pe parcursul conferinței, subiectele abordate vor include conjunctura vitivinicole și particularitățile procesării strugurilor în sezonul 2023, oportunitățile de sprijinire a sectorului vitivinicol din partea PCRR și USAID, precum și strategiile de subvenționare pentru sectorul vitivinicol în anii 2023-2026. În plus, va fi asigurat rolul controlului de stat în asigurarea calității și siguranței produselor vitivinicole. De asemenea, va fi discutată importanța înregistrării parcelelor viticole în registrul vitivinicol, precum și particularitățile anului vitivinicol 2022-2023, inclusiv condițiile meteorologice și fenologia. Evenimentul se va încheia cu un atelier de lucru, unde participanții vor învăța tehnicile de evaluare a maturității boabelor și de degustare a strugurilor, dezvoltându-și expertiza în acest domeniu. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică atestă în continuare o creștere a cotațiilor plaț la produsele petroliere, astfel prețul de comercializare al benzinei va continua să crească. Mai exact, marți, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 26 de lei și 16 bani, cu 8 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 23 de lei și 15 bani per litru, rămânând la același preț. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare, cu 5 lei și 34 de bani per litru în cazul benzinei și cu 7 lei și 34 de bani per litru în cazul motorinei standard.
Pe 22 august, temperaturile vor urca până la 36 de grade. Noaptea, termometrele vor indica până la 23 de grade. În nordul țării ar putea ploua. Vântul va sufla din nord de la slab la moderat. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar noaptea coboară până la 18 grade. În centru, termometrele vor indica până la 33 de grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 21 de grade. În sudul țării vom avea parte de circa 36 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi maxim 23 de grade. În capitală, maximele se opresc la 34 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 21 de grade și cerul va fi variabil. În toată țara se menține cod galben de caniculă, ceea ce înseamnă că temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între 33 și 36 de grade.